De fiecare dată îmi propun să plec și eu afară din țară, adică să mă duc pe undeva mai departe. Nu știu dacă mi-a ieșit întotdeauna, mi-a mai ieșit, dar toate au fost pe ultima 100 de metri. Dar de cele mai multe ori, de exemplu, iei biletele cu mult timp înainte sau în ultima 100 de metri, așa cum ai spus tu? Nu! Aș vrea, sunt foarte organizată, sunt disciplinată, mai ales când vine vorba de profesie, dar când vine vorba de vacanță, nu pot, pentru că nu-mi știu întotdeauna tot timpul programul și atunci trebuie să fiu flexibilă și, da, iau cele mai scumpe bilete. Dacă asta voiam să știu. Asta voiam să știu. Și că uneori, dacă le iei cu o zi înainte, două le prinzi la 1000 de euro. Eu aș vrea să, mi plac ofertele, eu sunt fană oferte, vânesc și eu las miniaturile, doar că nu le prind tot timpul, asta e. Asta e. Mai sunteți și trei, trebuie să... Asta e. Niște economisiri și... Păi, de-aia muncesc, să fac niște economii și stai liniștită că nu le iau chiar de pe o zi pe alta, doar dacă e vreo urgență și trebuie să zbor neapărat, dar așa, da, chiar, nu chiar. Faceți înainte niște căutări, vă pregătiți, toate și bagajele nu poți să le termini într-o zi. Nu, dar sunt destul de organizată, să știi că nu mi-a foarte multe, nici la bagaje, nici la toate bagajele, eu le fac cap coadă, așa că... O să vedem unde o să plecăm.